au adunat tot poporul și a spus, vedeți, vrăjitori ăștia, trebuie uciși, trebuie bătuți, trebuie chiniți, ăștia vor să ne fure învățătura zeităților noastre și toată experiența noastră de sute de ani. Pentru că dracul dintr-un idol, el a strigat, noi stăm aici de 249 de ani, deci de atâta vreme era cultul zeiței Artemis în insula respectivă, unde Ioan Evanghelistul își bătuse joc de ea și aici când a venit la Patmos. Și ce a făcut? I-a spus Chinops, vrei să-ți arăt ce putere am eu? Și Ioan Evanghelistul a spus, dacă ți s-a dat putere, ai putere, lucrează cu ea. Și a spus așa, se îndreaptă către un băiat care era corăbier, unii tatu, e mort, s-a necat la hamării, vrei să ți-l scot viu? Da, vreau să-l scot viu. A intrat în apa mării și l-a adus pe uscat. Păi el vezi, ăsta-i tatu. Ioan Evanghelistul, dacă avea vederea de om, ce a spus că e un demon. Și l-a însemnat cu semnul cruci, atât n-a spus nimic. S-a dus la altul și a spus, băi, tu ai un copil mort, da, vrei să-l vezi viu, da, hai că ți-l aduc eu, a intrat în apa mării, s-a necat în mare, da, și l-a dus pe uscat. Și Ioan Evanghelistul i-a făcut un semn, un semn cruci. Și a zis către altul, a treia oară, tu pe cine ai mort în apa mării? Păi am și eu rudenie, dragă, care n-am mai văzut, bag-te după ea. S-a băgat și după acela să-l scoate. Și Ioan a legat mare să nu-i mai dea drumul să iasă afară. Și l-au așteptat zile și nopți și el n-a mai ieșit de acolo. Dar dracii de acum care l-au legat cu semnul crucii nu se mai puteau mișca să ducă să-l ajute să-l scoate. Și în felul acesta vrăjitorul a fost convins. Bineînțeles că cei doi au fost bătuți, nenorociți. Spune că Ioan Evanghelistul a fost bătut până aproape de moarte. Dar nu omorât din porunca vrăjitorului, ca să vadă cât de mare e puterea lui, că cine el în ținutul acela. Ioan Evanghelistul a mai scos un demon din doarecare persoană, care era așa cea demonizată, așa, și în final, deci în final, după toate aceste semne pe care le făcea vrăjitorul cu învieri false, cum v-am spus, chestiuni apocaliptice, Sfântul Ioan Evanghelistul ridică mâinile la cer și face o rugăciune specifică puterii apostolice, fiindcă avea un ei Duhul Sfânt, coborât la cinzecime, tot muntele ăla se cutremură, toate capăștile alea cad, totul se dărâmă și spunea dracul în gura mare, lasă-ne să plecăm. Și ce îi spune Ioan Evanghelistul? Ce auzim noi la molifta Sfântului Vasile când citim câteodată, că este și molifta Sfântului Ioan Gură de Aur și molifta Sfântului Vasile, să te duci în loc pustiu și nelucrat, să nu te mai întorci niciodată, să nu mai chinuiești niciun om și să stai numai în locuri pustii. Asta este porunca pe care o dă un sfânt unui diavol. Nu cum mai spunem noi, blestemu-te diavole, legu-te diavole, nu. Du-te în loc pustiu și nelucrat unde nu stă om și este păzit numai de Dumnezeu. Și spune că a plecat diavolul în clipa aceea cu toate duhurile lui, insula s-a creștinat și acolo în vârful acelui munte, după ce s-a rugat, așa cum s-a rugat și Hristos pe Tabor, așa cum s-a rugat și Hristos pe Eleon, cum s-a rugat și Hristos la schimbarea la față, Ioan Evanghelistul a ridicat mâinile la cer și a rostit primul stih din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. La început era cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu, Dumnezeu era cuvântul, prin care toate s-au făcut, fără de care nimic nu s-ar fi făcut din câte s-au făcut. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Evanghelia o puteți citi, o găsiți a patra din Evanghelie și o puteți lua de la cap la cap, extraordinar de frumoasă. Mai avem aici o mărturie, și apoi mă întorc la final, o care mă interesează, care ne spune așa, acesta este ucenicul care mărturisește că cele ce s-au scris stau ca mărturie și sunt adevărate. Am auzit într-o zi o înțelepciune emanată tot de o față bisericească,
în încercarea de a contrazice un mare filozof sau yoghin, ce-o fi fost el, în care spunea că de ce numai Sfântul Ioan Evanghelistul vorbește despre străpungerea coastei lui Hristos, de ce numai Ioan Evanghelistul vorbește despre nezdrobirea fluierelor, de ce numai Ioan Evanghelistul vorbește despre piatra care a fost răsturnată de la mormânt, că mormântul era gol și așa mai departe, încercând să insinueze în fapt cel care scria respectivul material, un gnosticism de ăsta ieftin, ca din totdeauna, care din secolul 4 până azi a existat împotriva lui Hristos și va mai exista până la sfârșitul veacului, că Hristos de fapt pe cruce n-ar fi murit și ar fi fost o înțelegere tacită între romani și evrei să nu-l omoare, pentru că ei totuși nu omoară pe nimeni și că la ei era Paștele. Hristos a fost pus în giulgi, a fost turnat mir, a fost pus în mormânt, el și-a revenit de la răcoarea pietrelor, a ferit pe piatra la o parte, vă dați seama, când ești aproape mort și pun 5 oameni o piatră pe tine, tu o și dai singur la o parte, și a fugit din mormânt, de aceea mormântul a fost găsit gol. Iar Ioan Evanghelistul scrie aceste lucruri pentru că numai el este cel care a fost în preajma mormântului și de fapt, fiind copil și neîndebănuit, este cel care a supravegheat această, cum să vă spun, acest aranjament ca el să decurgă într-o totul normal. Numai că singura greșeală despre care le scapă acestor mari oameni de știință, care tot studiază moartea lui Hristos și se axează mai puțin pe învierea lui Hristos, este următoarea. Ce-au căutat îngerii la mormânt? De ce s-a rupt catapeteasma templului în două? De ce s-a făcut cu tremur pe mapă fața pe pământul? De ce s-au crăpat pietrele? De ce s-a întunecat soarele? De ce s-a înroșit luna? De ce s-au cutremurat stihiile? De ce s-a văzut lumină mare? De ce s-a auzit strigare la miezul nopții? Și toate celelalte care țin de lumea nevăzută. De ce a văzut Maria Magdalena îngeri? Dar întrebarea cea mai puierilă care mi-o pun eu ca și creștin obișnuit sau pentru cei care nu înțeleg anumite pasaje din Evanghelie ar fi următoarea. Dacă tot era bolnav și plin de răni și chinuit și amărât și obosit și fugit din mormânt, de ce nu s-a ascuns undeva să-și îngrijească rănile și a avut grijă să vină la apostol să treacă prin ușile încuiate? Avea stabilit cu ei de dinainte unde trebuie să-l aștepte? Și stând în mijlocul lor, le-a zis, pace vouă. Și ei s-au spăimântat, crezând că este Duh. Vedeți? Și a zis, da, priviți-mă, Duhul n-are carne și oase, pe cum mă, vedeți, pe mine având. Și i-au dat să mănânce pește fript și fagure de miere. Deci ce constatăm încă o dată? Că de la literă la adevăr, mărturia stă numai în gura celor care au fost de față și celor care au trăit evenimentele. Și cel ce a scris acestea, știm că mărturia lui este adevărată. Spune mai departe, și multe alte lucruri le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu amănuntul cărțile, n-ar fi încăpută în lumea aceasta. Deci Iisus n-a vindecat un singur om, Iisus n-a vindecat un singur loc, Iisus n-a vindecat un singur, șchiop sau lepros, ci a vindecat mii. Acestea sunt doar mărturii exemplificate din Sfânta Evanghelie, care au concordat cel mai bine, ținând cont că au fost ce? Două cete de apostoli, una de 12 și una de 70. Dacă ne aducem aminte pe când le vorbea Hristos ucenicilor despre pătimiri, că vor fi dați ca mie în mijlocul lupilor, că vor fi uciși, că vor fi dați la moarte, că vor fi tăiați și duși la dregători și chiar omorându-i să creadă lumea că aduc slujbă bună în Dumnezeu, când a ridicat ochiul, n-a mai văzut decât
gol în jurul lui și pe cei 12 apostoli. Și a zis, dar voi de ce n-ați plecat? Și apostolii dau răspunsul unic și universal, care nu a mai dat nimeni niciodată. La tine am aflat cuvintele vieții veșnice. Deci, Ioan și cu Matei sunt din cei 12, iar Marcu și Luca sunt din cei 70. Ca să se vadă universalitatea Evangheliei, venise acum un, tot așa, un cap strălucit cu mintea netedă de cameră, Parmen Auriu, și spunea că din cauza foarte multor informații care nu le poate primi societatea și sunt foarte adânci și foarte înalte și foarte consistente și foarte cuantice, lumea nu poate primi celelalte evanghelie. Și au fost foarte multe evanghelie, dar vă spun eu, s-au scris peste 20 de evanghelie, iar în formă de încercare de evanghelie sunt aproape 100. Cea mai plauzibilă este a lui Varnava și este evanghelia lui Toma, care se pare că este eu de fapt o retrospectivă a Evangheliei lui Matei în limba aramaică cu el, cu care și pleacă în India când o propovăduiește. Dar în momentul când s-a făcut concordanța discuțiilor sau a temelor dintre ele, m-au bătut. Cele patru au fost întocmai și nu s-au contrazis una pe alta, de aceea se și numesc Evanghelii sinoptice. Și cum au fost scrise? Luca, fiind pictor și doctor, este obișnuit să descrie în lux de amănunt cu tablou de cuvinte, narațiunea. Matei era omul de la vamă care le avea cu matematicile și cu calculele. Are evanghelii subcinte, la obiect și cu date concrete. De-aia găsim la Matei care evanghelie. Cea mai adâncă din toate, genealogia Mântuitorului Iisus Hristos, care a fost așa. Adam a născut pe Cain, Cain a născut pe Cainan și mai departe și se duce până ce ajunge la Iosif, logodnicul Mariei și Maria din care s-a născut Hristos. Deci el mergea pe documente. Marcu, care era un bun ascultător și supus ucenic al lui Petru, vine și ne dă o evanghelie subțintă la concret, în ideea de a nu greși, prezintă evenimentul în câteva idei. Și venind un orb și stând la marginea drumului, striga, Doamne, Fiul lui David, miluiește-mă! Iisus îl întreabă, ce vrei? Vreau să văd, să fie după credința ta. Și s-a sculat orbul și vedea. Deci nu lungește povestea. Iar Ioan este cel mai înalt în Evanghelie, este cel care a simțit Duhul și puterea lui Dumnezeu și faptul că era tânăr, faptul că era feciorelnic, faptul că era curat, faptul că era luminat, faptul că era pregătit și școlit de Ioan Botezătorul. Și aici n-am putea spune în ce măsură a învățat de la Ioan Botezătorul cartea legii celei vechi. Ioan Evanghelistul scrie cele mai complicate, adânci și mistice evanghelii, pentru că pe măsura trăirii lui avem și vulturul ăla care stă lângă el când scrie, care simbolizează puterea, înălțimea, desăvârșirea, ridicarea și zborul. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Ca să înțelegeți când mai citiți pe Dan Brown, au ei Codul lui Da Vinci, Prostii cu paharul grau, poveștile și tâlcuirile despre cina de taină și a tabloului, dacă erau femei în tablou și alte porcării, cine a fost Maria Magdalena și ce relație a avut cu Iisus Hristos, astea toate sunt porcării gnostice și le veți întâlni de acum încolo tot timpul. Deci se vor înmulți aceste creiere răzvrătite împotriva noțiunii de adevăr dumnezeiesc, de revelație dumnezească, și spune Evanghelia prin Apostolul Pavel că i-am înșelat și pe ceilalți, dar dumneavoastră trebuie să fiți cei care aveți mințile întregi, trebuie să aveți mințile competente de a discerne minciuna de adevăr și competente de a face distinția între întuneric și lumină. Nimeni nu ne poate obliga să credem, ci doar credința din noi și adevărul din noi. Se spune că în final Ioan Evanghelistul ar fi trăit vreo 105 ani. Că
când a venit vremea să treacă la cele veșnice, i-a rugat pe cei din jurul lui să-i sape o groapă în înălțimea lui, l-a îngropat până la genunchi, propovăduia. Spune că ultimele lui predici era foarte scurte. Veneau ucenicii la el, cerându-i, cum spunem noi azi, cuvânt de folos. Și el spune așa: iubiți-vă de voi să vadă lumea că sunteți ucenicii mei, ceea ce a cerut Hristos. Iubirea care este, știți definiția iubirii la Apostolul Pavel, și dacă știu toate limbile pământului, și dacă aș ști toate tainele, și dacă aș face toate minunile, și dacă aș învia și morții, și toate stelele le-aș număra și le-aș ști, dacă n-am dragoste, nimic nu-mi folosește. Deci dragostea de lung rabdă, de lung iartă, nu se trufește, nu se mândrește, nu caută ale sale, nu ține minte rău, dragostea nu cade niciodată. Deci în punctul acesta este vârful și apogeul desăvârșirii și a dragostei. Este îngropat în picioare, se pune un văl pe față și aici lucrurile încep să schimbe direcția și ideea. Luându-l pe Policarp de Smirnă, luându-l pe Ioan Gură de Aur și alți scriitori, toți vorbesc în același ton, dar pe idei diferite, spunând așa: că mormântul lui la un moment dat a fost găsit gol. Ioan Gură de Aur spune că mormântul nu se mai știe unde este, ci doar semnul că acel mormânt a purtat în el un trup de om îndumnezeit, din când în când lăsa niște pulbere de aur. Taină lui Dumnezeu, noi nu știm ce simbolizează. De aceea spune că noi nu putem vorbi de moartea lui Ioan ca de o moarte obișnuită, ci putem vorbi mai degrabă ca de o răpire sau ca de o apă, sau ca de o epifanie, de o mutare, așa cum am vorbit și la Maica Domnului, mutatul te-ai la viață fiind Maica Vieții. La fel și aici, deci rămâne în incertitudine faptul că Sfântul Ioan Gură de Aur a murit, deși unul din Sfinți, Policarp al Smirnei, pomenește de el pe baza mărturiei Evangheliei, că el s-ar putea să vină la judecata de apoi, să fie printre Enoch și Ilie ca mărturisitor, sub ce formă? Sub următor aspect, că în momentul în care Hristos pescuiește la Tiberiada, Petru se întoarce spre Hristos, arată spre ucenicul cel iubit și spune: cu el ce va fi? Și Petru îi spune: și dacă eu vreau să rămână până la venirea mea, ce-ți pasă ție? Și de atunci s-a dat zvonul între ucenici că acel ucenic nu va mai muri. Dar Hristos n-a spus nu va mai muri. Ce-ți pasă ție dacă eu voi vrea ca el să rămână până la venirea mea? Deci noi n-avem de unde să știm aceste taine. Importanța tainei constă în cele trei lucruri. Să pătrundem noi mistic Evanghelia lui Ioan, prezența lui Hristos în inima noastră. Cea mai mare prezență care ne interesează pe noi ortodoxi este prezența lui Hristos în copilul euharistic. Dacă eu sunt convins că mă împărtășesc cu trupul și cu sângele lui Hristos și dacă cu adevărat cred că Hristos a înviat, credința noastră nu ar fi zadarnică. Dacă Hristos